Liderul PSD Florin Cârciumaru susține că managerul interimar de la CEO nu se gândește la plecare. În ultima perioadă, în presa locală au apărut informații că Sorinel Boza vrea să se ducă la Transelectrica. Senatorul PSD neagă zvonurile și spune că a discutat personal cu șeful companiei. Din discuțiile pe care le-am avut cu domnul director general, eu am considerat și consider că dânsul nu intenționează să plece din postul pe care îl ocupă în momentul de față. În replică, deputatul opoziției Dan Vâlceanu spune că plecarea lui Boza de la CEO nu ar fi o pierdere. Dacă întrebați pe alții, o să spun că e bine. Din punctul meu de vedere, este mai puțin important numele directorului general, dar vă pot spune încă ceva. Nu cred că plânge nimeni și nu ar trebui să plângă nimeni, pentru că sunt oameni competenți sau foarte competenți sau mult mai competenți decât domnul Boza, care de exemplu sunt din Gorj. Actualul șef al complexului Oltenia a fost acuzat că pactizează cu partidele aflate la guvernare și a angajat mai mulți apropiați ai unor lideri PSD.